Revărsare de bună mireasmă, vreme de 3 zile. Tânărul monah N trăia sub oblăduirea starețului. Toți monahii trebuie să aibă dăruire și încredere desăvârșită în starețul lor. Și într-adevăr, toți monahii din mănăstire aveau această încredere în părintele Iacov, starețul lor. Puțină mângâiere întărește întotdeauna chiar și pe cel mai desăvârșit. Dar iată că monahul N s-a învrednicit să o aibă din belșug timp de 3 zile fără întrerupere. Era într-o duminică după amiază, în data de 17 iunie 1990, și trebuia să aranjeze magazia de alimente. În timp ce lucra acolo, starețul a intrat pe neașteptate. Părintele N i-a făcut metanie și a luat binecuvântare de la el, dar în aceeași clipă, în toată magazia, s-a făcut simțită o mireasmă nespusă. Monahul uimit se întoarse să vadă de unde vine, dar între timp starețul dispăruse. Era pentru prima dată când monahul acela trăia o astfel de stare și de aceea mintea i s-a umplut de semne de întrebare. În seara aceleiași zile a mers la trapeză și starețul. La un moment dat, monahul N a fost inundat din nou de o bună mireasmă care devenea din ce în ce mai puternică. Atunci a întrebat: părinților, simțiți cumva o bună mireasmă? Toți l-au privit cu uimire și au răspuns nu. Și fără să-și dea seama, i-a aruncat starețului o privire întrebătoare, iar acela și-a plecat capul ca un vinovat. În ziua următoare, adică lunii, au citit precum făceau de obicei pavecernița în chilia starețului. La sfârșit a făcut metanie și părintele N pentru a lua binecuvântare, dar din mâna starețului a ieșit iarăși o mireasmă puternică. Atunci i-a întrebat și pe ceilalți dacă au simțit și ei acea mireasmă, dar aceia i-au răspuns că nu. La această a treia izvorâre de mireasmă, monahul N s-a înfricoșat. Se gândea să-l întrebe pe stareț, căci se temea ca nu cumva să fie lucrarea satanei, dar nu știa cum să o facă. A doua zi, marți, a cerut voie starețului să-i spele o mică bucată de mușama pe care acela își punea picioarele sale învinețite pentru frecție sau pentru ca să-i le examineze medicul. Mușamaua însă era curată și starețul nu i-a dat voie, dar monahul a insistat și starețul a cedat. Atunci părintele N a luat-o și s-a dus la cijmea ca să o spele și în timp ce mergea, cugeta cu umilință că pe acea mușama stau picioarele cele îndurerate și chinuite ale sfântului meu stareț. Dar nu a apucat să-și termine gândul și să ajungă la cijmea că iarăși a simțit o mireasmă puternică care îl izbea în față ca un vânt puternic de iarnă. Lucrul acesta l-a răscolit atât de mult, încât era gata să-i zbucnească în plâns. S-a întors repede la chilia starețului și a explicat ce a simțit 3 zile la rând. Este de la Dumnezeu, părinte stareț. Părinte stareț, ești sfânt. Nu a apucat să termine, deoarece l-a oprit starețul și a spus cu multă seriozitate, plecându-și privirea în jos: fiul meu, noi ne vom face cruce. Și ce va spune Dumnezeu, fiul meu? Vedenia de la praznicul schimbării la față. Lunile iunie și iulie s-au scurs cu obișnuitele suferințe. Monahii S și I au devenit păzitori mai aspri ai starețului, căci nu-l lăsau în mijlocul lumii, care îl înconjura de îndată ce-l vedea. Luna august a venit cu bucuria marii sărbători a schimbării la față. În mănăstirea cuviosului David se face hram mare la această dată. Atunci vine lume multă, mai multă decât la 1 noiembrie, la pomenirea cuviosului David. Când starețul vedea multă lume în mănăstire, se bucura nespus de mult. Se bucura când vedea lumea închinându-se Domnului și cinstind pe Sfântul David. De la amiaza zilei de 5 august a început să vină multă lume, care se înmulțea din ce în ce mai mult. Starețul a ieșit din chilie și a stat o clipă la ușă privind lumea. S-au umplut curtea, s-au umplut și balcoanele, s-au umplut și părintele Iacov de bucurie. Și deodată a început să se roage: Sfinte al meu David, vino ca să binecuvântezi! Peste puțin a coborât încet încet la biserică, unde s-a săvârșit vecernia în chip sărbătoresc. Au făcut litanie, apoi s-au întors și s-au oprit înaintea bisericii pentru rugăciune și litie.
Acolo însă, în timp ce se săvârșea rugăciunea și Lidia, starețul își avea ochii ațintiți în partea cealaltă spre gard. Parcă era atras de ceva și fața lui avea o luminozitate neobișnuită. După ce s-a terminat Lidia, preoții au intrat din nou în altar. Starețul era atât de inundat de bucurie, încât nu s-a putut abține să nu spună unui cleric: Părinte, cuviosul David este viu și este prezent, binecuvântând mulțimile. Îmi vine să iau microfonul și să strig ca să audă lumea. Dar, smerenia, mai bine să nu vorbesc. Dar a simțit îndată în lăuntrul lui un val mai mare de bucurie sfântă, care îl îndemna să vorbească, dar s-a stăpânit, spunând diaconul numai atât: Dacă voi vorbi eu, Iacov cel analfabet, îi voi lăsa fără glas pe predicatorii și teologii ce sunt afară. S-a grăbit însă să preîntâmpine primejdia smintelii ce îl păștea pe tânărul diacon, adăugând: Acestea nu le spun din egoism și din aroganță, ci le spun din râvnă, pentru că simt mereu prezența cuviosului David. Iar atunci când îl chem, vine. Căci văzând după amiază mulțimile îndreptându-se spre mănăstire, am spus: Vino, sfinte al meu David, ca să binecuvântezi. Starțul a spus vino și sfântul s-a grăbit să vină. Ce lucru mai mare putea cere nevoitorul nostru? Și ce alt lucru mai important să mai aștepte ca să se bucure în viața aceasta trecătoare? Și ca să nu ne împuținăm cu sufletul din pricina suferințelor, acela ne spunea totdeauna: Ne aflăm aici pe pământ ca să ne petrecem zilele noastre în pocăință. Sfinte al meu David, vreau să-mi iei sufletul și să-l duci la Hristos. A trecut vara și venind toamna, suferințele lui se măreau din ce în ce mai mult. Dumnezeu și sfinții nu își urau durerile, ci dădeau numai răbdare, care negreșit era ca cea lui Iov. Văzând însă cineva toate cele ce se petreceau cu fericitul stareț Iacov, poate fi cuprins de un sentiment de ironie și să spună: Fericitul stareț vede pe sfinți cum îi ajută pe ceilalți oameni, îi roagă el însuși pe sfinți pentru ceilalți și mulți se vindecă sau și rezolvă problemele, dar el însuși nu scapă de bolile înfricoșătoare și peste puține zile îl vor apuca crizele morții. Dar oare de ce se petreceau acestea cu starețul? Pentru că el nu se ruga pentru propria lui vindecare, ci se ruga lui Dumnezeu ca să se vindece alții, slăvindu-se astfel numele lui și întărindu-se oamenii în credință. Iar dacă nu erau toți vindecați, cel puțin erau mângâiați și astfel toți își rezolvau problemele. Astfel a învățat și a făcut Domnul, așa au propovăduit apostolii după aceea, așa au teologisit și sfinții părinți mai pe urmă, încât prin cele spuse și tâlcuite de ei să ne putem rezolva problema esențială a vieții. Iar aceasta este că aici suntem trecători, că bolile și greutățile vieții sunt o încercare, o metodă pedagogică a dragostei dumnezeiești, care ne povățuiește către împărăția lui Dumnezeu. Deoarece omul a căzut din raiul în care îl pusese Dumnezeu, este firesc ca el, mai mult sau mai puțin, să se chinuiască în viață. Așadar, el trebuie să călătorească cu bună nădejde prin viață și să rabde chinurile ei, pregătindu-se în biserică pentru raiul care mai dinainte i-a fost pregătit. Tot astfel a făcut și fericitul părinte Iacov, rezolvându-și această problemă în biserică cu ajutorul sfinților ei. Și de aceea nu se ruga să se vindece și nici nu se neliniștea, orice i s-ar fi întâmplat. Iar aceasta s-a văzut în toată viața lui chinuită, dar cuvioasă. Dar mai curat s-a văzut în noaptea de 23 septembrie, când starețul a fost cuprins de o criză înfricoșătoare. Bătăi neregulate ale inimii, o apăsare insuportabilă în piept, respirația foarte nevoioasă, toate acestea îi pricinuiau un chin insuportabil. De pe la ceasurile 10-11 din noapte, a simțit că îi se blochează plămânii. Părinții mănăstirii nu-l puteau ajuta și de aceea erau descurajați. Au alergat la bisericuța Sfântului Haralambie și au făcut paraclisul. Apoi au telefonat medicului Haralambie, Cota. Însă răul înainta foarte repede. Peste puțin, starețul a morțit și imediat a început să sufle din greu. A apucat însă să spună: În noaptea aceasta voi muri. Aduceți-mi sfântul cap ca să-l pun aici pe inimă, pe piept. Nu pot respira, este ultima mea noapte. Teodor i-a pus capul cuviosului pe piept, iar starețul a șoptit cu greutate și întreruperi: Sfinte al meu David, eu de 40 de ani te slujesc în mănăstire. Am venit la 30 de ani și am ajuns la 70 în mănăstirea ta. Tu știi, Sfinte al meu David,
cât de mult te-am iubit. Toate câte le-am pătimit, boli, le-am suferit pentru dragostea ta. Sfinte al meu, ajută-mă, dar dacă a venit ceasul meu ca să plec, ei, am trăit 70 de ani pe pământ. Dacă mi-a venit ceasul, vreau numai să-mi iei sufletul și să-l duci la Hristos, la care ai îndrăzneală. Să te înfățișezi la tronul lui Dumnezeu și să-i spui: vreau ca pe acest Iacov, pe acest păcătos, să-l ierți, deoarece a stat 40 de ani în mănăstire. Sunt și eu om. Oare am știut carte? Sau am fost vreun ritor? Cum m-a iluminat, așa am făcut? Acestea le povestea starețul după ce s-a făcut bine. Cuviosul David l-a întărit pe Iacov, slujitorul său. După un sfert de oră și-a revenit puțin. La 1 după miezul nopții a ajuns și medicul. Dimineața l-au luat pe stareț și l-au dus la spitalul de stat din Atena, unde l-au băgat la urgență. Acolo medicii au făcut sforțări supraomenești. Trebuiau să regleze aparatul de la inimă, să-i facă o mulțime de consultații. Și fiindcă se afla într-o stare descurajatoare, a stat la spital 15 zile, în timpul cărora a suferit și altele, infarct și imediat edem pulmonar, iar faptul că încă mai supraviețuia era o mare minune. Și, o minune, spunea după aceea starețul, m-am făcut bine și m-am întors la mănăstire. Îți mulțumesc, Sfinte, numai să-mi ierți păcatele, iar eu îmi voi petrece zilele în rugăciune și înfrânare. Minunile cuviosului David sunt foarte multe. Se pot scrie multe cărți, dar nu ajung nici hârtia, nici cerneala. Sfântul este viu și un mare făcător de minuni. Starețul a fost lăsat la urgență și în următoarele zile, ca să fie protejat de nenumărați vizitatori. Dar a noua zi noaptea a trebuit să elibereze rezerva cu un pat de la urgență, deoarece îi trebuia lui Andrei Papandreou, șeful partidului PASOK. Cineva i-a spus aceluia și soției lui ca să-i mângâie: te vei face bine, pentru că pe acest pat a stat un om sfânt. Atunci soția lui, A. Papandreou, a cerut să-l vadă pe acest om sfânt. L-a aflat în camera de alături și a cerut ajutor. Fericitul stareț a primit cu plăcere să binecuvânteze și să însemneze cu semnul Sfintei Cruci pe bolnav și îndată a fost dus cu căruciorul până la rezerva unde se afla acela. Înăuntru erau doi gardieni și pe perete erau două icoane a Mântuitorului și a Maicii Domnului. Bolnavul avea ventuze pe trup și masca de oxigen pe față. Intrând încet și binecuvântând, starețul a zis: fiul meu, vă păzesc bine. Soția a crezut că prezența celor doi gardieni a deranjat pe stareț și le-a făcut imediat semn să plece, dar starețul a apucat înainte. Fiică, de ce îi alungi? Am vrut să spun că dumneavoastră aveți pe Hristos și pe Maica Domnului care vă păzesc. Apoi s-a apropiat de bolnav, l-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și a spus: domnul meu Andrei, te vei face bine. Nu te teme, te vei face bine. Și eu am fost pe acest pat al durerii. În 3 zile te vei face bine și te vei duce la casa ta. Te vei face bine, să faci bine acolo unde ești. Bolnavul a încercat să se miște și să-și scoată masca de oxigen. După ce l-au ajutat să-și o scoată, a sărutat mâna starețului, a șoptit mulțumesc și o lacrimă i s-a rostogolit din ochi. Înainte de a pleca, starețul l-a asigurat: voi face un paracliz la Sfântul David, căruia slujesc, ca să te facă bine în 3 zile, așa cum ți-am spus. După 4 zile, A. Papandreou a ieșit din spital și s-a dus acasă. Apoi a ieșit și starețul din spital și a rămas puține zile în casa lui Teodor și a Mariei Micheli. Ca și la spital, nici aici nu l-au lăsat liniștit, ci unul venea ca să-i ceară un sfat, altul să-i citească o rugăciune, iar altul numai ca să-l vadă. Pe la mijlocul lui octombrie, Teodor l-a luat cu mașina și, mergând încet, l-a dus la mănăstire, la raiul lui. Simțea atâta bucurie că se întorcea la mănăstire, încât glumea, cânta și spunea chiar și stihuri, ca să-l înveselească pe șofer. Astfel, de îndată ce au coborât în fermecătoarea vale a râului Chirea, puțin mai înainte de satul Procopii, a cântat stihurile: fie de plouă, fie de nu plouă, râul Mantudios tot curge. Cu greutate, dar și cu multă bucurie, a prăznuit pomenirea cuviosului David la 1 noiembrie. Și în aceeași zi a făcut o minune. Dimitrie Ianacos suferea de ștrangularea valvulei și, venind la mănăstire pentru pomenirea cuviosului David, a cerut binecuvântarea starețului. Atunci starețul a pus capul cuviosului David pe inima lui Dimitrie și a prezis: domnul meu Dimitrie, medicii îți vor spune să faci operație, dar nu te neliniști, căci toate vor merge bine. Și eu, așa cum vezi, am făcut multe operații.
și, într-adevăr, Dimitrie trebuia să facă operație. Deoarece cazul era complicat, operația s-a făcut la Londra. Ea a fost reușită, însă după 3 zile au apărut dureri și temperatură ridicată. Atunci soția lui l-a rugat cu căldură pe cuviosul David și în noaptea aceea l-a văzut pe stareț cu capul cuviosului, stând lângă patul soțului ei. Dimineața, bolnavul se făcuse cu desăvârșire bine. Atunci când s-au întors în Grecia, s-au dus să mulțumească cuviosului David, iar starețul, mai înainte ca acela să-i spună ceva, i-a întâmpinat cu cuvintele: "Vezi, domnul meu Dimitrie, cuviosul David nu v-a lăsat. A mers la Londra, a intrat în sala de operație și a venit și la patul tău." Înainte de a se termina luna noiembrie, a vindecat și pe Pericle soura. Acesta a făcut operație la rinichi, după care ieșise un absces mare înăuntrul abdomenului. Starețul i-a citit o rugăciune, l-a însemnat un capul cuviosului David, l-a uns cu un de lemn din candela cuviosului Ioan Rusul și a spus: "Harul lui Dumnezeu și al sfinților să te ajute." Abcesul, în mod inexplicabil pentru medici, a ieșit din abdomen și s-a curățat. În ciuda insistențelor medicilor, soura nu a mai făcut altă operație, ci cu rugăciunile starețului s-a făcut cu desăvârșire bine. În noiembrie 1990, starețul a împlinit 70 de ani. Trupește era o ruină. Nimic nu-i mai rămăsese nevătămat. Numai oasele care îi stăteau drept și ieșeau afară la umeri, lăsând impresia că rasa lui cea ușoară și neîncrețită este agățată de ele. Însă ceea ce rămăsese neschimbat de suferință era numai chipul său, care era curat și luminos, de parcă ar fi fost imaterial. El exprima o bunătate covârșitoare și o sfială copilărească, fiind împodobit cu un zâmbet reținut, îngeresc și nevinovat. Îți era de ajuns numai să privești la el. Și ai fi dat mult ca să te învrednicești de zâmbetul îngeresc al acelui chip luminos. Cu toate acestea, nici zâmbetul starețului nu era întâmplător, nici dorința vizitatorului de a privi chipul lui nu era inexplicabilă, pentru că zâmbetul acesta era o iradiere de dragoste și bucurie, fiindcă inima și mintea fericitului stareț erau inundate de dragoste pentru Hristos și de bucuria pe care acesta o dă. Iată de ce aceia care înțelegeau fie și puțin cele duhovnicești nu se săturau de vederea fericitului nevoitor, nu voiau să scape din ochi sfințita lui față. Nu-mi stricați nevoința! Iarna anului 1990-1991 a trecut în chip martiric. Starețul suferea îngrozitor acolo în munți datorită frigului și umezelii. Ieșea tot mai puțin din chilie și rareori putea cobori la trapeză, iar atunci când ieșea, trebuia să se întoarcă repede, deoarece nici picioarele nu-l țineau și nici inima nu-i îngăduia. Foarte adesea îl înnecau strângeri în piept. Avea crize și ziua, nu numai noaptea, care treceau cu ajutorul lui Dumnezeu, dar din ce în ce mai greu. Trebuia să ia foarte des medicamentele, dar pentru ca ele să nu-i bată-me stomacul, trebuia să mănânce bine. La asta însă starețul se împotrivea, dar s-a împotrivit și stomacul, care s-a îmbolnăvit grav și îl durea orice ar fi mâncat. Părinții mănăstirii vedeau acestea și se mâhneau, neștiind cum să-l ajute. Medicii insistau să nu se obosească, să nu spovedească, să nu liturghisească și să mănânce bine datorită medicamentelor. Dar nici slujirile lui cele sfinte nu le putea lăsa și nici nevoința nu voia să-și o împuțineze. Aceasta era de neconceput. A postit cu asprime de la sfârșitul lui februarie și toată luna martie, adică postul mare, și de aceea s-a istovit cu totul. Stomacul îl durea foarte tare din pricina medicamentelor. În luna mare, la 1 aprilie, pentru că starețul nu mai putea ieși din chilie, părinții mănăstirii au riscat aducându-i puțină fasole cu câteva picături de unt de lemn. De îndată ce și-a dat seama, s-a mâhnit nespus de mult. Nu a vrut să mănânce și a protestat: "Nu-mi stricați nevoința!" Timp de 4 zile n-a pus nicio fărâmitură în gură, în ciuda stării sănătății lui. Numai în joia mare după Sfânta Liturghie a mâncat ceva. Învierea Domnului a prăznuit-o cu o bucurie lăuntrică de nedescris. I-au fost hrăzite experiențe duhovnicești negrăite, a văzut și a trăit lucruri minunate. Pe fața lui strălucitoare și senină puteau fi văzute bucurie cerească, lumină triumfătoare, pace adâncă. Chipul său devenise o strălucire de rai. În toate lunile care au urmat, starețul s-a bucurat de nenumărate experiențe dumnezeiești, dar a fost și chinuit de martiriul trupesc. Și nu numai atât, ci s-a creat între ele o adevărată întrecere duhovnicească pe care o urmăreau ceilalți părinți. Se înmulțeau experiențele dumnezeiești și harismele, se măreau și durerile.
Se înmulțeau cei vindecați cu rugăciunile lui, se înmulțeau și bolile lui și ispitele în mănăstire. În aceste luni, cea mai mare parte a timpului a dorit-o rugăciunii minții, rostind de neîncetat în tăcere rugăciunea. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul! Uneori în genunchi, înaintea celui răstignit, iar alteori întins, atunci când era foarte istovit. N-a vorbit niciodată despre rugăciunea minții, nu a explicat, nici nu a sfătuit. Poate nu l-a silit nimeni să vorbească despre aceasta, despre felul cum se face această rugăciune, despre ce se întâmplă înăuntrul celor ce o practică și mai ales despre cele ce le câștigă cei sporiți în ea. Dar deși nu vorbea cu buzele, vorbea cu întregul său chip și poate chiar mai grăitor. Orice monah putea vedea pe chipul lui roadele rugăciunii care se lucra în inimă. Desigur, rugăciunea minții o rostim toți, mai mult sau mai puțin, dar la foarte puțin ea se adâncește și devine a inimii. Puțini se ostenesc peste măsurile obișnuite, dar și mai puțini se învrednicesc de experiențe dumnezeiești, care se nasc în latura inimii și inundă toată ființa.